Bună ziua, stimați prieteni, suntem din nou în live-ul nostru, ca de obicei vinerea, unde răspundem la întrebările dumneavoastră, ca de obicei primele două, trei teme săptămânii, și după care, dacă sunt careva întrebări, văd că deja vin întrebările, sunt gata să răspund la ele. Deci, două, trei subiecte ale săptămânii care consider că sunt cele mai importante și cele mai actuale. În primul rând, a început campania electorală, alegerile locale, de fapt, nemijlocit începe peste o săptămână, dar deja toți sunt în febra electorală, inclusiv Partidul Socialiștilor. Noi astăzi vom depune actele în marea majoritate a primăriilor din Republica Moldova și mergem, practic, eu cred că cu cel puțin 70-80% de candidați în toate localitățile din țara noastră. Dar de ce am început cu această temă? Săptămâna aceasta, din nou, Maia Sandu a venit cu un apel care, în opinia noastră, este unul anticonstituțional. Nimeni nu și-a permis așa ceva până acum. Maia Sandu a spus că cine nu votează partide europene, de fapt a spus, dacă deschid în ghilimele, cine nu votează PAS, nu va primi bani de la bugetul de stat. Doamna președintă, niciodată nimeni nu și-a permis așa ceva în Republica Moldova. Acesta este șantaj. Banii bugetului de stat nu sunt banii dumneavoastră, nu sunt banii PAS-ului. Sunt bani pe care noi îi achităm cu toții prin impozite. Sau credite pe care dumneavoastră le luați acum masiv și care tot noi și copiii noștri și nepoții o să trebuiască să le întoarcă. Deci această declarație, acest șantaj din partea statului este unul anticonstituțional. Stimați concetățeni, nu vă dați la acest șantaj. PAS-ul este pe plecare, este pe ducă. De aceea vin cu același mesaj care l-am dat câteva săptămâni în urmă, votați orice partid, numai nu PAS. Nu spun votați doar pe SRM-ul, pentru că eu știu că unii vă place socialiștii Dodon, alții nu vă place. Votați pe cine doriți, numai nu PAS, numai nu Maia Sandu. Apropo, în acest context vreau să comentez și decizia de ieri a Curții Constituționale, care a permis membrilor Partidului Șor să participe în alegeri. Eu consider că este o decizie corectă a Curții Constituționale. Da, cunoașteți care este studia mea față de Partidul Șor, care ne-a cumpărat unii deputați la noi, unii lideri teritoriali, dar eu consider că nu putem să interzicem cetățeanului Republicii Moldova să aleagă și să fie ales. Este un drept constituțional. Deci, decizia de ieri consider o decizie corectă. De ce Maia Sandu și-a permis întâi să interzică Partidul Șor, acum se permită, este o întrebare importantă. Mi se pare că Maia Sandu l-ajută pe Șor să obțină mai multe voturi. Așa cum a făcut-o și în Găgăuzia. Cu toate maschi show acolo pe la cei din Găgăuzia, a făcut-o Bașcan pe reprezentantul Partidului Șor. Acum face același lucru. Dar, repet, este o decizie corectă a Curții Constituționale. Dacă aveți careva întrebări față de finanțare, față de un partid sau altul, demonstrați acest lucru. Dar nu interziceți dreptul de a participa în alegeri. Al doilea subiect al săptămânii este declarația care a făcut-o Maia Sandu că putem merge în Uniunea Europeană fără Transnistria. Aceasta este trădare de patrie. Voi încercați mie să-mi faceți dosar de trădare de patrie, dar ceea ce faceți voi, vă deziceți de o parte teritoriului Republicii Moldova. Aceasta este trădare de patrie. Veți rămâne și fără UE și fără Transnistria. Deci nici într-un caz nu trebuie să cedăm pământul nostru moldovenesc. Transnistria este parte a Republicii Moldova. Și a treilea subiect foarte succint, vreau să mă refer la ceea ce se întâmplă în justiție. Ați văzut decizia Maia Sandu de a-l demite din funcție pe domnul Stoianoglu. Eu cred că și toți înțeleg, toți juriștii, este o decizie nelegală. Maia Sandu se teme de procurorul general Stoianoglu, care oricum va reveni în funcție. De ce se grăbește Maia Sandu? Vrea să numească pe cineva de la partid. Vrea să numească un membru PAS în fruntea Procuraturii Generale. Haideți să spunem sincer, în 2019 Maia Sandu a provocat plecarea sa din funcție, când a plecat din funcția de prim-ministru, anume de aceea că își dorea să numească un procuror general de buzunar. Atunci nu i-a reușit, pentru că noi am demis. Dar acum ea își instalează oameni care o să îndeplinească ordinele sale.
70 ногу. Evidentă, în 30 zile îi vor face un concurs, care noi știm cum fac ei concursurile, și vor numi un om de partid. Dar aceasta nu schimbă absolut nimic, pentru că în scurt timp, cel mai probabil în câteva săptămâni, o lună, va fi decizia structurilor europene care vor impune guvernarea actuală să-l întoarcă în funcție pe procurorul general Stoianoglu. De ce? Și aici, din nou, se grăbesc, se tem, dar este o vorbă la moldoveni, de ce te temi, nu scapi. Așa că, Maia Sandu și tot gașca de la guvernare, de ce vă temeți, nu scăpați, tot acolo o să ajungeți. Apropo, și încă ceva așa, la general, până trec la întrebările colegilor, pentru că văd că sunt multe, ați văzut diferite show-uri, umbrele la New York, câini, vagabonți, apropo, care îl cheamă Persic, așa l-a numit acolo, la pușniței, noi știm. Razne cucereavăi pe biciclete, dar de fapt cu mită de la vamă. Nu o să dau nume, pentru că eu să trăiesc matace la sigur. Dar asta, stimați prieteni, deja devine penibil. Doamna pușniței, nu credeți că o fotografie cu câinile e foarte bine, dar nu știm ce e acolo. Nu, lăsați show-urile astea de 2 bani, apucați-vă de lucru în sfârșit. Oamenii așteaptă rezultate concrete. Oamenii așteaptă salarii, pensii și nu numai la miniștri voștri care primesc 75.000 de lei. Acum răspund la întrebările care vin acum, foarte rapid. Da, Galina Opincă, bună ziua din Grecia, vă urmăresc. Salut, Grecia, doamna Galina. Apropo, chiar vreau să ajung în Grecia, la Muntele Athos, dar cineva credea că eu o să fug din țară. Da, este încă un subiect care s-a discutat mult weekendul trecut, stimați sau nestimați guvernanți, trolii pasului. Ați văzut că am plecat sâmbătă trecută, vinerea trecută, după live-ul nostru, am plecat în România. Mulți băteau deja din palme că Dodon a fugit din țară. Haideți să fie clar odată și pentru totdeauna. Eu niciodată nu o să fug din Republica Moldova. Aici este patria mea. Da, o să ies, o să intru, pentru că am obținut acest drept după 480 zile. Dar să fug din țară, eu nu o să fac acest lucru niciodată. Weekendul trecut, da, am fost în sfârșit cu ficiorul meu Nicușor, la Săline, în România. Mi-aș dori să merg în Grecia, dar nu am timp pentru că începe în campanie electorală. De ce nu vă faceți grijă? Sau nu sperați că eu să fug din țară? Rămân cu voi. O să fim alături. Până când vă dăm jos, nu o să scăpați de mine. Asta e vă asigur. Bună ziua! Când revine acasă diaspora care dorește sau cât mai mult pleacă cu atât mai bine pentru alții? Domnul Petru, aceasta este tragedia Republicii Moldova. Principala problemă a Republicii Moldova este depopularea. Noi în fiecare zi din Republica Moldova pierdem câte 100-120 de oameni. Asta este problema numărul 1. Toate restul problemelor în Republica Moldova sunt consecințele depopulării. Noi, de fapt, dacă suntem oameni de stat, inclusiv mă refer și la Maia Sandu, la actuala guvernare, noi trebuie cu toți să ne unim pentru a rezolva această problemă. Noi rămânem pământ fără oameni. Să știți că din cei câteva zeci de mii, avem 25-30 de mii care merg în clasa 1 anul ăsta, dar tot atâta 20 de mii merg în clasa 1 moldoveni în alte state. Asta e problema noastră. Și de asta trebuie să ocupe și Maia Sandu și inclusiv și noi. Ion Cutelnic. В каких отношениях на данный момент Молдова с Россией? Господин Кутельник, никаких отношений с Россией сейчас нет. Нынешняя власть под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения. Я оставлю идеологию партии. Я понимаю идеологию Майи Санду. И, кстати, я говорил некоторым моим московским друзьям, ну, в высоких должностях, в высоких креслах, которые говорили, слушайте, ну, Майя Санду вроде бы нормальный человек. Я говорю, может быть, нормальный. Но идеология у них такая, что они разорвут любые отношения с Востоком. Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Майя Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии, заниматься тем, чего хотят граждане. Граждане нашей страны хотят дружить со всеми. Даже те, которые за европейскую интеграцию, они хотят дружить и с Россией, и с Европой. Большинство граждан, я уверен, подавляющее большинство хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Большинство наших граждан хотят, чтобы были прямые авиарейсы из Молдовы в Москву. Майя Санду на этой неделе заявила, что
Никогда из соображений каких-то нас безопасности, хотя это идиотизм, не будут прямых рейсов Кишинев-Москва. Слушайте, есть Истамбул-Москва, есть Ереван, есть Тбилиси. В чем проблема? Вот я вам обещаю, как только социалисты придут к власти, у нас будет прямое авиасообщение с Москвой. И это нормально для наших граждан. Поэтому с этой власти, Майя Санду, никаких хороших отношений с Москвой не будет. Или, домну, пшлинте аж дурис комментац прима птери мундиалы евро. Асия, Акса Лиссабона, Владивосток, Бамуцмеск. Или я вам спус лакать во форуме интернационале, к Европа остану до Руни Европяна. Пхи Европа остайши Русия инклюзив. Да, аж Молдова, аж Украина, аж Русия. Энкшал деголь аспус. Европа, ши стратегия трясви Лиссабона, Владивосток. Аста есть солути. Аста есть солути. Шепевитора шашавафи. Вор пляка, чей коряк у манчарка с недивизеза. Ионел. Ион Вов. Игорь Николаевич, доброе утро. Скажи, что неужели Пас и Майсанду продадут под Джуджулеш? Нужно это остановить. Очень хороший вопрос. Я читал вчера, что румыны хотят купить под Джуджулеш. Я очень хорошо знаю этот проект инвестиционный, потому что занимался Джуджулештами с 2005 по 2009 год. Все, что там было построено непосредственно с участием представителей государства, правительства, был тогда министр экономики Игорь Дадон. Категорически этого нельзя позволить. Там земля не частная, это государственная земля. Оно временно в аренду, те, которые построили этот порт. Поэтому это государственный проект, это касается наших национальных интересов. И не важно, что они сейчас сделают. На бумажке что-то подпишут, передадут и так далее. Это государственная земля. И оно останется собственность нашего государства. Рудига Лунка. Дом Додонь М. Дореск С. В. В. Дино. Ну, Кармацерий Муцмеск. Домна Рудика. Галина Опинка. Дом Додонь Дикит Тим Майвяни Воес. СКП Мдя Часто Урджи. Чади Струс Церешора Ностра. Варно есть солуси пентру то страдаторий для гуверн. Домна Галина, дор приналегерь. Форте мулц мон треба, кер ери мол то дискуции, кунеш ти колеги, кар не с окупу политика, дом додон, кито с мои дурезы. Айца ша, ачаста гувернари ва плека, сау пикали демократика, сау пялти кали, кари ю нун дурезк. Домна Майсанду ши пас. Ну, înghrădiți dreptul cetățenilor să vă dimită pe cale democratică. Dacă o să încercați să falsificați, să trișați, să anulați alegerile prezidențiale, cum unii spun, motivând prin stare excepțională, credeți-mă, poporul va lua altă decizie. Eu nu doresc acest lucru. Eu vreau noi să hotărâm tot democratic. Deci, când va pleca această guvernare? Va pleca începutul, sfârșitului, este alegeri locale. Mai departe, la anul va fi alegeri prezidențiale. Când Maia Sandu va pierde alegerile prezidențiale, eu am spus-o și o săptămână în urmă și repet, orice candidat care va ieși cu Maia Sandu în turul 2, va câștiga de la Maia Sandu. Deoarece ura și antireitingul actualei președinte este în creștere. Și la anul va fi și mai mare. Este drept ce se aude că vrea să se deschidă al doilea front de la noi spre Ucraina. Eleonor de pe TikTok. Există așa discuții, dar asta depinde de decizia actualei guvernări. Mi-a spus cineva din Cimișlie, dacă nu greșesc, sau dintr-un raion, zilele acestea că au venit și au luat niște medici noaptea de acasă la armată. Eu nu știu lucrul ăsta, nu-l confirm pentru că nu am confirmare. Dar tot mai multe discuții că și-ar dori Maia Sandu să deschidă aici al doilea front pentru a ajuta ucrainenii care luptă acum cu Rusia. Eu repet încă o dată. Noi, moldovenii, suntem țară neutră, noi nu vrem război, noi vrem pace. Dacă Maia Sandu va permite acest lucru, va intra în istoria modernă a Republicii Moldova ca președintele țării care a început război la noi în țară. Maia Sandu, îți dorești acest lucru? Sper că nu. Lucianiuc, cu ce albul e mai bun decât Ceban? Eugen, bună întrebare. Albul e cu mult mai bun decât Ceban. În primul rând, albul nu va face politică
în primăria municipiului Chișinău. Ce ban, 4 ani urmă, mi-a promis mie aici, că în biroul ăsta. Aici, în birou, de că aici a stat. Ce ban. Mi-a promis că el nu o să se ocupe în primărie de politică. Și am spus, Ion, foarte bine faci. Ocupă-te de Chișinău. Ocupă-te de trotuare, de... Noi să te ajutăm. Și l-am ajutat. Apropo, el m-a dat în judecată, am judecată după alegeri, pe 19 sau pe 18... Pe 18, îmi pare că... Noiembrie, el m-a dat în judecată, ce ban. Deci e că eu, fiind președinte de țară, i-am alocat bani pentru Chișinău. Nu din banii mei, din bugetul de stat, dar socialiștii au dat sume enorme pentru trotuarele de pe Bănulescu-Bodoni, pentru strada de Albișoară și așa mai departe. Și ce bani pentru asta m-a dat în judecată. Cu ce mai bun album? Albul nu va face politică în municipiul Chișinău, se va ocupa de problemele Chișinăului. Dar ce bani utilizează primăria pentru a-și face partid? Și pentru a încerca să lingușească față de ambasada Statelor Unite, UE și altele. Ion, ai să rămâi și fără primărie la un anumit etap, și fără fotoliu, și fără cinste și onoare. Eu repet încă o dată pentru chișinăuieni. Stimați chișinăuieni, în Chișinău, la guvernare, au fost socialiștii. Și tot ceea ce este în acești 4 ani buni a fost făcut de socialiști. Adică, Steluță, nu de Ion Ceban. Nu de Ion Ceban, de socialiști. De aceea eu sunt fier convins că Albu și în Consiliul Municipal și sper că va avea un rezultat bun și la alegeri, va demonstra că este mai bun ca Ion Ceban. Ca și alți socialiști. Slava, почему не выходили на протесты вместе с народом? Только не говорите, что за проезд заплатил кто-то. Народ-то приехал и говорил о своих проблемах. Слава, я никогда не говорил и не осуждал людей, которые выходили на протест. Даже если им заплатили за транспорт. Я это не осуждаю. Очень хорошо, что люди вышли на протест. Я всегда говорил, что нам нужно всем выйти единым фронтом на протест. Я остаюсь при том же мнении. И я, если говорить о Шоре, там, что мы выводили людей, кстати, я очень часто говорю, что нужно выходить вместе. Чем ответил Шор? Купил у нас 4 депутата, двое из которых сейчас сидят. Кстати, моим бывшим коллегам и нынешним я всегда говорил, ребята, давайте оставаться вместе в команде. Сейчас за адвокатов, юристов, прокуроров, судей вы заплатите больше, чем дал вам Шор, когда вы нас предали. Надо держаться вместе единой командой. Поэтому то, что касается протеста, ваш вопрос, я считаю, что нужно выходить на протесты. Если будут протесты, я обязательно буду со своей командой рядом с народом. Евген Корнец, Игорь Николаевич, ВСЛТМ, День диаспоры. Салу диаспора. Ну, вас пора спимини, потому что я считаю, что я вас пора пиквенту мелуми параллели, на ком тот вой утилизацию квенту параллели, față de această guvernare. Într-adevăr, ei sunt în lume paralele. Maia Sandu, Grosu, Recean, ei sunt cosmos. Noi suntem pământ. Și mă bucur că mă întâlnesc cu dumneavoastră cu diferite ocazii, chiar în stradă, și vă apropiez și îmi spuneți, domnul Dodon, noi am votat pentru Maia Sandu, dar a făcut o greșeală. Bravo că recunoașteți. Dacă am făcut mare... E, chiar am făcut mare greșeală că am votat-o pe Maia și pe PAS. Ne-au dus țara în râpă. E că scrie diaspora. Din nou, nu eu scriu. Galina Andrei Pascal, succes, așteptăm cu nerăbdare să ajungă alegerile prezidențiale, să dăm jos ciuma galbenă. Apropo, foarte des mă întreabă lumea, o să particip la prezidențiale sau nu. Dragi prieteni, vă promit că după alegeri locale o să ne discutăm cu colegii și o să luăm o decizie în acest sens. Nu o să așteptăm un an de zile pentru a vă da răspuns la această întrebare, dar după alegeri locale, până la nou, sper să venim cu o soluție. Alexandru Lungu, domn Dodon, o să fiți candidat la președinte, că vedeți, parcă încă ce întrebare, veniți la putere, că pierde Moldova. Anatolie, bună ziua, drept ce spune Vasile Boliac, sunteți aripa dreapta PAS-ului, v-ați vândut PAS-ului și mai. Asta tot ce se trece pentru că mulți deputați din Partidul Socialist fugă în alte partide. Ce spuneți despre aceasta? Anatolie, am auzit ce spune colegii noștri, în ghilimele, de opoziție. Adică dumneavoastră considerați că Dodon cu 13 dosare penale este în coaliție cu Maia Sandu? Voi serios așa creiți? Eu am 12 sau 13 dosare penale. Eu nu am fugit din țară, cum au fugit alții. Eu lupt aici. PAS-ul este dușmanul numărul 1 la toți noi, la cetățenii Republicii Moldova. Așa că aberațiile celor din... ei numesc...
așa numită opoziție, nu le ascultați. Galina Mogâlde, bună ziua, pentru Sandu, plecarea oamenilor din țară este bună, că pe urmă să-și aducă americanii. Galina, posibil, dar nu o să vină americanii cu aici. Hai să vorbim real. Nu o să vină aici pentru că și eu să vină să lucreze pământurile noastre, să strângă mere, nu o să vină niciodată. Aici, cu regret, noi rămânem fără oameni care pe urmă o să trebuie să găsăm o soluție. Eu sper foarte mult că măcar 10-15% din cei care au plecat o să revină acasă și o să facă aici careva activități, business, locuri de muncă. Fiodor Ciuntu, noroc și bună ziua din Petersburg. Bună ziua. George Ștefan, prin 2016 circula o știre prin care vă exprimați îngrijorare față de românii din Ucraina în perioada când erați președintele Moldovei. Mai aveți aceeași părere și, ca și atunci? Domnul Ștefan Georgescu, moldoveni sunt și în România, sunt și în Ucraina, este o etnitate destul de compactă. Noi toți suntem moldoveni, indiferent unde ne aflăm. Am atitudine foarte bună față de ei. Ei vorbesc limba moldovenească, apropo. Dacă mi-au făcut o plăcere destul de mare, enormă, când am mers acum sâmbătă-duminică în România, în Moldova cea veche, lumea mă cunoaște, apropo, intrând în magazin sau o stație PECO, mă salutau, ei vorbesc moldovenești. Și sunt moldovenii noștri. Ala Pantileva, Igor Nicolaevici, bună ziua. Moldova vorbește în limba moldovenească. Constituția Republicii Moldova так говорит. С добрым пожеланием. Конституция Республики Молдова есть святая пентру тот. Тоц. В Конституции есть индикат. Лимба де стат есть лимба молдовенска. Ceea ce aprobat acum Maia Sandu printr-o lege anticonstituțională, eu în aceasta este anticonstituțional și ea va fi anulată această lege. Так, только переворот. Это сатанисты. Так просто не уйдут. Ачиров. Nu știu cine este, hai să vă spun sincer, вот вы говорите только переворот. Я категорически против и никогда не поддержу насильственные действия. Объясню почему. Я живу в этой стране. У меня здесь семья, у меня здесь дети. Я против того, чтобы мы сожгли нашу страну для того, чтобы избавиться от Майи Санду. Мы от нее и так избавимся. Она отсюда попытается убежать. Кстати, и Майя Санду, и Ричан, и Гросу через несколько лет они убегут из этой страны. Но нам здесь жить. Поэтому сжигать государственные здания, идти на какие-то государственные перевороты, я категорически против этих сценариев. И никогда я лично, и пока я буду во главе социалистов, социалисты это не поддержат. Карисон Шансли, Луи Морошан Лабелс. Форте буны требали. Я сум фер конвинск, кандидату Ностру Лабелс, тречен ту рудой. Și odată trecând în turul 2, va învinge pentru primăria municipiului Bălț. Știu că unii din PAS acum se gândesc să-l excludă din curs electoral. Eu sper că nu se va ajunge la acest lucru, dar în sfârșit, socialiștii au șanse să câștige primăria din Bălț. Igor Nicolae, puteți spune despre stadionul Republican, cum rămâne? Andrei. Andrei, opinia mea dumneavoastră cunoașteți. Eu sunt categoric împotrivă ca pe acest teren să fie construite ambasada Statelor Unite. Eu le-am propus americanilor, când aici era Hogan, alt teren să-și facă ambasadă. Dar pe acest teren trebuie de construit un local, un obiectiv pentru interesele municipalității Chișinău. Și vă promit că în municipiul Chișinău, în Consiliul Municipal al Chișinăului, știți că eu candidez la funcția de consilier, apropo ieri, alaltă ieri a fost înregistrat, în Consiliul Municipal Chișinău, eu fiind consilier, nu știu pe cât timp, dar o să fiu consilier o anumită etapă, împreună cu colegii o să optăm categoric împotriva construcției ambasadei Statelor Unite pe teritoriul fostului stadion Republican. Fără decizia Consiliului Municipal, Ion Cioban nu poate face absolut nimic. De aceea socialiștii vor fi categoric împotriva. De aceea sper, pe susținerea dumneavoastră, dragi chișinăuieni, inclusiv și din aceste considerente, pentru lista CMC. Игорь Николаевич, вы раньше ездили в Россию и договаривались насчет наших граждан, что находится там. А теперь что будет с ними? Иван, ну, сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится. Там очень много, сотни тысяч наших граждан, которые временно или постоянно находятся в России. И о них сейчас никто не заботится. Я напоминаю, в 2017, к примеру, мы договорились с Владимиром Путиным,
и сделали амнистию для всех наших граждан. Были два этапа этой амнистии, и я считаю, что нужно вернуться к этому вопросу. Вернемся сразу после изменения ситуации в Молдове. Если деварак ла дубасарс конструешти база американо милитара. Елена. Домна Елена Юнуа, маша информация. Am fost la Dubăsar recent, nu vreau să confirm pentru că nu am așa informații. Nu am văzut acolo bază militară. Încă două, trei întrebări și gata. Aureliu Rotaru, domnul, de ce dumneavoastră ne garantați pace copiilor noștri în viitor și schimbare în sistemul ăsta? Aureliu, eu cred că să mă opresc la întrebarea aceasta pentru că este foarte, foarte important. Eu am rămas în Republica Moldova. Știți când s-a început războiul în Ucraina? Foarte multă lume, inclusiv de la PAS, mă suna, domnul Don, să plecăm din țară sau nu? Inclusiv din PAS, miniștri din PAS. Eu le-am spus, eu am rămas acasă cu copiii. Garantez eu pace sau nu? Eu nu pot să garantez, eu nu sunt acum în fruntea statului. Dar eu cred și am speranță că în Republica Moldova va fi pace. De ce și-am rămas aici cu familia mea, cu soția, cu Nicușor, cel mitel băiat? De ce vreau această speranță spre bine să vă transmit și dumneavoastră? Eu tare mult îmi doresc și cu toate puterea mea o să fac tot posibil ca Moldova să fie liniște. Eu sunt pentru pace. Noi avem ce pierde cu dumneavoastră, Aureliu. Noi avem ce pierde, noi avem copii aici. Mai Sandu nu are ce pierde. Ia și ei rubzăciocul și asum din țară. Dar noi suntem aici acasă. Și eu cred că noi o să asigurăm pace pentru copiii noștri. Stimați colegi, aici mai sunt câteva întrebări, dar cred că e suficient. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări, vă urez sănătate, succese și ne vedem săptămâna viitoare. Peste o săptămână începe campania electorală, dar live-ul o să-l facem în fiecare vineri. Mulțumesc și o zi bună!